Ei, salutare, fraților, eu sunt Iuri și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi jucăm pe 2019, proiectul care era cu Steaua. Avem retul cu șarche și sper foarte mult ca Țeseca Moscova să bată în această partidă. Sper foarte mult ca Țeseca Moscova să bată. O să zic aici, Germania. Obiective, avem câte goluri aveam? 41 de goluri. Rundă. Haideți să vedem. Trebuie să un pic mai încet, nu se poate. Eu o să revin. Am uitat, am încet, hai să dăm rezervul cu Schalke. Noi am bătut în tur, haide să ne facem și noi echipa. Cu Olimpiu Măruțan titular, Ovid Popescu este aici. Camer, desigur. Am venit aici, trebuie să mai facem o singură schimbare. Eddie Harlem în atac. Planici, Moraes va juca Moncilovic. Și Andrei Vlad va juca și el în poartă. Haideți să vedem meciul cu cei de la Schalke 04. Periculoși ce de la Schalke și în tur a fost periculoși. Jocul nu este băguit foarte bine. Hai să începe partida. Denis Mann apasă pentru Planici, care șutează periculos. Baba pierde Nioere. Haideți să vedem contraatacul celor de la Schalke. Denis Mann pasează foarte bine pentru Mihai Pintili. Haideți să vedem pe șutul lui Pintili. Mâna pus acolo. Vreau să schimb capitan, nu vreau să fie Denis Mann capitan, desigur. Așa. Iar jocul este băguit, iese Vlad și intră pe Grădean, nu știu de ce. Chiar am stricat aici, s-a stricat tot jocul. Hai să vedem pe Moncilovic, bate cu Romario Benzar. Benzar, pasă pentru Ceaca, Pintili iese nubăl. Să punem masa aici. Haideți să vedem pe Romario Benzar, foarte bine. Benzar, pasă pentru Pintili, iarăși nubăl iese acolo. Avem lovitură de la colț, Mitriță centrează pentru Pintili, periculos. Abdarjai, nu știu cum, haideți pe Romario Benzar, bună pasă pentru Mitriță. Mitriță, intră în care o Mitriță, nu reușește să treacă de acolo. Ceaca, periculos, Ceaca, pasă bună pentru Mitriță. Haideți pe Olimpiu Măruțan, Mitriță, șutează pe lângă poartă, Mitriță. Haideți să vedem pe Vlad Kirkeș, cel mai bun apărător alături de Bogdan Planici. Haideți să vedem pe Planici, pasează cu Kirkeș. Kirkeș, n-are cu cine pasa, pasează bine pentru Halem Nioere. Nioere, prost, jucător și prost, ca să vă spun pe drept, nu prost jucător voi, prost șut. Haideți să vedem pe Jesus. Jace pierde în favoarea lui Moncilovic, pasă pentru Pintili. Pintili, iarăși Pintili, Denis Mann. Denis Mann aici, foarte bine, iarăși Denis Mann, apăși pe butoanele greșite. Haideți să vedem pe Moncilovic. Moncilovic, o pasă pentru Harlem Nioere. Nioere, nu reușește recuperarea, Harlem reușește recuperarea, pasă pentru Mitriță, nu reușește. Continuăm așa. Pintili, toate șuturile au fost de la Pintili, haideți să-mi pe Harlem Nioere. Izolat Nioere acolo, haideți să vedem, face prinții Harlem Nioere, reușește să câștige. Nioere, periculos, nubăl, haideți să-mi pe Nastici. Pasă pentru Camer Ceaca. Ceaca nu reușește recuperarea. Îl vedem acum pe Camer.
Moncilovici. Cam e ca Richter. Trece bine Richter, haideți să pe Olimpiu Moruțan, recuperează aici. Bună pasa pentru Halem, Nioere, Naldo. Nioere, îl întoarce aici pe Naldo. Nioere, vine Nioere și este bară. Halem, Nioere, nimerește bara. Moncilovici. Sare la cap, bună pasă pentru Halem Nioere care poate face 1-0. Nioere! Nioere! Nubăl! Alibaba. A venit acord o lovitură de la colț. Mitriță. Haideți să vedem centrarea lui Mitriță. Bună centrare! Dar... acolo nu este nimeni. Haideți să vedem pe Mihai Pintili. O, Goreța trece bine. Pintili pasează pentru Richter. Ceaca. Mitriță cu Naldo. Hai Mitriță, aleargă. Moruțan. Moruțan. Pasă bună pentru Mitriță. Mitriță care poate face 1-0. Mitriță. Mitriță. Nubă. Impecabil. Haideți să vedem. Centrarea lui Mitriță. Bună centrare. Ca merge ca Ceaca face ca scorul să fie 1-0 în favoarea Stelei împotriva lui Schalke 04. O să ne fie greu, vă spun de acum. Haideți să vedem pe Mihai Pintili, nu reușește recuperarea. Naldo. Pintili, hai să vedem frumos. Ceaca, pasă bună pentru Halem, Nioere, Mihai Pintili. Naldo. Pintili, pasează bine pentru Edi Halem, Nioere, care poate face 2-0. Nioere, Nioere, nu bă, iarăși. Hai să mai vedem o centrare a lui Mitriță, este baba. Mitriță, centrează acolo Mitriță, nu reușește. Și se termină. Ceaca, bravo băi, Ceaca, bine că ai marcat. United bate cu 2-0, prin golul lui Lukaku. Da, să nu avem meci cu CFR Cluj. Cu Djokovic. Eu știu că am schimbat echipa, dar... haideți să băgăm pe... Florinel Coman în atac. Denisman, Daniel Toma. Toma cu Pintili. Pintili, Hilăm. Ca să nu se mai băgească, Constantin Budescu, Camir Ceaca, Olimpi Măruța Vienzar. O să vedem, Teixeira. În locul lui Măruțan. Măruțan, nu. Teixeira în locul lui Kipchoge. Harlem în ieri rezervă. Haideți să vedem meciul cu cei de la CFR Cluj. Sper să nu se buguiască jocul. Haideți să vedem, îl avem în atac pe Denisman. Man, pasă pentru Kirikeș. Kirikeș, pasează pentru Pintili. Pintili vede bine pe Romariu Benzar. Benzar vine cu o pasă pentru Pintili. Mingea se lovește de Pintili, Benzar. Pasă bună pentru Kirikeș, șutează, mai lat. Kirikeș, trece frumos aici, recuperează Kirikeș. Mai lat, periculos, Constantin Budescu, nu reușește recuperare, mai lat. Budescu, vine și șutează Budescu. Moruțan. O pasă pentru Florinel Coman. Haideți să vedem pe atacatul Stelei. Planici. Lang. Planici. O pasă bună pentru Coman. Care poate face 1-0. Coman. Coman are viteză bună. Trece aici Coman. Impecabil jucătorul Stelei. Coman. Este 1-0. Gol. Gol Steaua. Am revenit aici. Haideți să vedem pe Denis Mar. Camora. Pintili. Pintili. O pasă pentru Bălgrădean. Viniciu. Sade să vedem pe Florinel Coman. 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 O pasă pentru
cam e ceaca care reușește peste poartă, ceaca. Nu-i nimic, băi, băiatule. Alaus se degajează până la Junior Moraes, care are o luptură de cap. Vinicius, vine Coman, vine, vine Coman, Vinicius, gol! Coman face 2-0 în favoarea Stelei. Nu o să mă țip așa de tare, hai să ne pe Coman. Nu, scuzați, a fost Pintili, Vinicius, Djokovic, Planici, impecabil, fundașul sârba seriei, Planici. Pasă, bună pentru Constantin Budescu. Budescu hai, a fost titularizat în această partidă. Budescu, Budescu, 3-0, Steaua. Constantin Budescu reușește să ia să marcheze în această partidă. Sunt curios cine va fi Denis Man. Cine va fi jucătorul lunii noiembrie? Halzen pe Denis Man nu reușește recuperarea. Culio. Izolat acolo de Moruțan și de Ceaca. Se termină prima repriză, avem 3-0. Da, jocul tot băguit este, dar... Nu știu de ce, dar bine că a intrat și Mitriță. Haideți să vedem pe Olimpii Moruțan. Moruțan, bine, bine Moruțan. Djokovic, rus. Rus, nu reușește planul și recuperarea. Pintili, Djokovic, iasă periculos, Kirikesh, Tambe, au lovitură liberă, periculoasă lovitură liberă. Haideți să vedem, peste poartă. Camora dă peste poartă, are pasă 100%. Haideți să vedem pe Paul Gradean, degașează până la Alex Mitriță. Planici, impecabil, acum călcă-i foarte frumos, Planici, impecabil. Bună pasă pentru Mitriță, Lang nu reușește cu aia, Mitriță, Mitriță, ratare imensă. Iese mai la și intră Ioniță. Kirikesh. Kirikesh, o pasă pentru Mitriță. Mitriță reușește recuperarea, pasă pentru Pintili. Pintili vine cu o pasă pentru Kirikesh Lang. Nu știu ce caută Kirikesh aici, dar se descurcă bine. Haide să ne pe la Kirikesh. Kirikesh faultat aici. Este fault. Haide să ne centrarea lui Mitriță. Mitriță centrează Alauskis. A fost centrarea lui Kamecea ca care dă bine cu capul. Haideți să mergem pe Bogdan Planici, degajează lung, Djokovic. Deac, Planici, Kirikesh. Pasează cu Bălgădean. Bălgădean degajează până la Coman, Vinicius, impecabil, acolo Ceaca. Pasă bună pentru Florinel Coman, Vinicius nu este atent, Coman. Coman, Alauskis, pe lângă poartă. Kirikesh. Kirikesh câștigă mai toate duelurile la cap, de exemplu Mitriță, jucătorul, fostul jucător al celui de la Craiova, Mitriță, pură pasă pentru Coman care poate face 4-0, Coman, Coman, ratare imensă, adesăm pe Pintili, Culio, Moruțan, haideți să vedem centrarea lui Moruțan, în care pentru Pintili, iarăși, Pintili, Denisman, peste poartă. Bine că câștigăm acest meci 3-0. Iese Vinicius, intră pe teleu. Kirikesh. Sare la cap pentru comandar. Pe teleu este atent. Coman și se termină, bine. Ai băi, te rog eu, zică viitor. Zimbr Bore a spus pe 14. O, viitorul bate cu 5-0, dar noi am avut mai multe... De-abia aștept să avem meciul cu ei. De-abia aștept să-i scot. Cu Dunărea Călăraș.
De cât timp filmăm? 14 minute, hai să mai jucăm meci cu Dunărea Călăraș. Kipciu în locul lui Denisman. Teixeira. Joacă în locul lui Pintili. Băluță în locul lui Coman. Iarăși Haleu în URM. Tănase mai are de suferit încă 5 partide. Hai să vedem meci cu cei de la Dunărea Călăraș. Sper să câștigăm ca să învingem pe, să trecem foarte mult în clasament. Vreau să văd cine are viitorul. Nu aici. O gaz meta cu Zimbru, cu Craiova, hai Craiova, dacă nu bați. Haideți-mă pe Kipciu. Pasă pentru Planici. Planici șutează periculos! Portarul este atent, lovitură de la colț. Mitriță. Mitriță, centrarea e bună pentru Alex Kipciu! Kirikeș. Junior Moraes, o pasă inteligentă, ca Mircea Can. Reușește recuperarea, pasă pentru Olimpiu Moruțan. Măruțan, haideți să vedem aici, de orice ce să treacă foarte frumos Olimpiu Măruțan. Măruțan, Junior Moraes. Moraes, Canda. Canda pune acolo mână, Mitriță. Pasează pe Junior Moraes, care după aceea 1-0. Moraes, Moraes, Băluță, ratare imensă, Băluță. Ați de poate a deschis... a deschis viitor scorul. Băi, a deschis viitor scorul chiar. Găsui-mi dacă a deschis. Răducanu. Planici. Planici, haideți să vedem. Pe Bălgădean. Pasează pentru Băluță. Băluță nu reușește să recupereze Teixeira. Teixeira pasă pentru Băluță. Băluță. Alexandru este acolo, Teixeira. Faultează. Canda. Planici impecabil, bună pasă pentru Băluță. Mardare. Mardare acolo, Băluță nu reușește recuperarea. O să jucăm de acum 4-4-2. Cu doi atacanți, că nu poți cu sigur ataca în cameră, ceaca. Teixeira. Teixeira. Băluță este în offside. Facem un 4-4-2, că n-avem. Cu Kipciu o să fie atacant. Haideți să vedem pe Romariu Benzara, Alexandru. Kirikeș, bine, vine Kirikeș, pasă pentru Romariu Benzar, Kipciu. Kipciu pasează pentru Băluță. Băluță pasează cu Kipciu Mardare. Hai să vedem pe Kipciu. Ceaca. Joacă bine cei de la Dunărea, haide să vedem pe... Pe Camer Ceaca, bună pasă pentru Kipciu care este în offside. Băi, nu vreau egal. Să pe Băluță la pressing, se termină prima repriză. Deci, intră Budescu în locul lui Mitriță. Intră Halem, nu e regat. Nu, intră Bizonul. Jocul nu este băguit, a intrat Bizonul, nu e regat. Hai să pe Băluță. Băruță se descurcă bine, pasă bine pentru Halem Nioere care face 1-0. Nioere! Nioere! Face 1-0! Bizonul Nioere! Ce inspirație să-l bag pe Nioere! Inspirație să-l bag pe Halem Nioere! Oh, ce șut! Sper ca Craiova să fi marcat. Te rog, Craiova. Te rog, Craiova. Băi, dacă ia bataie de Craiova atunci când o să joace cu Dinamo, haide să vedem pe Băluță. Băluță, pasă pentru Halem Nioere. Nioere, trece frumos aici, Nioere. Intră Caio Nioere, periculos Bizonul. Este P
O pasă pentru Filipe Teixeira. Haideți să vedem. Periculoasă fază. Șutează. Băluță gol. Era să spun gol. Haideți să vedem ce trage Constantin Budescu. Budescu centrează bine. Pentru Camia Ceacabară. Teixeira. Pana. Ceaca, frumos, Ceaca, încearcă un șut Ceaca de aici! Baranioere! 2-0! După șutul superb al lui... După șutul superb al Camer Ceaca... Haideți să vedem iarăși... O, ce șut! Nioere marchează! Ce bombă a prins! Haideți să vedem pe Bălță, Mardare! Haideți să vedem pe Camia Ceaca Budescu. Budescu se descurcă bine, pasă pentru Băluță, Mardare. Pe defavoarea lui Băluță, haideți să vedem și șutul lui Băluță! Apără portarul. Este Mardare și întretene, haideți să vedem centrale lui Budescu. Budescu, centrale pentru Teixeira, periculoasă centrale! Benzar. Canda. Benzar recuperează bine, bună pasă pentru Halem Nioere care face... Nioere! Iarăși bizonul! Ieși, ieși rus! Haide să vedem centraia lui Budescu! Chiriche! Și-a fost o fază stelei! Romario Benzar, jucătorul de patra stângă, haide să vedem pe Alexandru Băluță, la presic Băluță care poate face 3-0! Canda! Haideți să vedem, pasă pentru Edi Halem Nioere. Ceaca. Ceaca, bună, pasă pentru Halem Nioere. Nioere, intră care eu. Nioere. Nioere! Face 3-0! Halem Nioere! Omul meciului Halem Nioere! Ce dub, ce dribler reușește, ce hat-trick Nioere! Inspirație să-l bagă pe bizon! Inspirație. Este Sandru. Hai să vedem pe Băluță, care are și Băluță șuturi bune. Băluță! Iarăși bară! Avem lovitură de la colț. Drobosevici, azi în central Budescu, Petru Ceaca! Gol! Steaua! Uitați de asta, ține pe Ceaca în echipă. Pentru lovitorile de cap. I-am umilit pe cei de la... De la Dunărea Călărași și se termină. Te rog, eu spune ca viitorul la bataie, te rog. Ah, viitorul, cred că am mai dat unul, pune-mi pariu. Zibru face 2-2 cu... A marcat Michel. Tot 1-0. Craiova e moartă fără Băluță și Mitriță. Cred că meciul de Champions League cu CSKA Moscova. Deci, fraților, cam acesta a fost acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Pe data viitoare, pa, pa!